Bine, da, s-a întâmplat. S-a întâmplat asta. Ce am făcut, cum ați spus voi? Acesta este un video în care eu mă machiez cu produse de make-up din Jumbo. Doamne, de-abia aștept să vedeți cum a fost. Și ca să nu ne lungim cu vorba, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru că suntem 10.000 aici pe canal. De fapt, acum am crescut, suntem 10.100, nu știu cât. Adică am crescut super repede și vă foarte mulțumesc. O să fac un giveaway foarte mare cu ocazia acestor 10.000 de subscriberi pe YouTube plus faptul că vine ziua mea. Deci, cred că în clipul următor o să postez marele giveaway. Să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo se întâmplă toate lucrurile interesante. Postez pe story-uri aproape în fiecare zi chestii care chiar sunt interesante. Discutăm, facem sondaje, poll-uri, așa am ajuns să facem și acest clip. Deci dacă n-ați fost acolo pe Instagram să-mi dați această poruncă, puteți să o faceți de acum încolo, pentru că se pare că eu mă resemnez în fața voastră și fac tot ce vă doriți. Îmi pun fața la bătaie, am emoții, sper să nu apar în clipul următor cu bube pe față. Ne vedem și pe Facebook și dacă nu sunteți încă abonați, nu uitați să dați aici subscribe și thumbs up dacă v-a plăcut. Vă las în continuare cu tutorialul de make-up cu produse din Jumbo. Am fost la Jumbo și am căutat produsele de make-up pe care le vom utiliza astăzi. Și v-am spus și pe story că am emoții, de ce să nu recunosc? Pentru că nu știu exact cât de bune sunt produsele și în felul meu este destul de sensibil, se pot întâmpla foarte multe. Bun, mi-am luat și niște chestii extra pentru petrecerea de ziua mea, dar nu o să vi le arăt acum că nu are sens. Ok, și n-am luat foarte multe, n-am găsit pudră și pudră de contură, adică aveau o paletă, dar era portocalie, am zis no way. Bun, și avem așa, un beauty blender, măcar ăsta e drăguț, nu știu cât de bun o să fie, dar are un lip gloss pe el. Ok, o paletă de farduri pentru ochi, Absolute Rose, și brandul ăsta este Moda. Vă zic și prețurile că am păstrat bun. Un creion de sprâncene, un ruj roșu, brandul pentru multe dintre ele este Victoria. Un rimel, fondul de ten, care nu știu dacă o să-mi fie bun, aveau 3 culori, 1, 2 și 3, n-am luat pe 3. Și sincer, între 2 și 3 nu vedeam o mare diferență, dar we'll see. Un blush, concealer, ruș, bineînțeles. M-am riscat și am luat și o pereche de gene false, dar nu am luat lipiciul lor, pentru că, cum spuneam, am ochii sensibili și n-aș vrea să se întâmple o mare tragedie. Dar vom testa, vedem cât de bune sunt genele. O să folosesc lipiciul pe care îl folosesc în mod obișnuit, și anume cel negru de la Cupio. Un highlighter și o paletă de farturi sclipicioase, glitter amestecat așa cu ceva, o ceară, sunt cremoase. Le-am testat pe mână și sclipesc drăguț. Acum vom vedea. Toate au costat în jur de 100 de lei și vă zic imediat și prețurile. Deci, paleta de farduri pentru ochi, cea Absolute Rose, a fost 8 lei, la fel ca și iluminatorul, care a fost tot 8 lei. Și la fel și burețelul, tot 8 lei. Baloane nu, pungă nu. Ok, tușul a fost tot 8 lei, deci ăsta este prețul universal pentru produsele de make-up din Jumbo. Fondul de ten a fost 13 lei, genele false au fost 6 lei, rimelul din nou 8 lei, fardul de obraz, blush-ul a fost 4 lei. Ce mai avem? Concealerul 6 lei, rujul 5 lei, creionul de sprâncene 10 lei. Deci așa mult comparat cu celelalte. Și deci cred că paleta de glitter a fost 8 lei, că paleta foarte de ochi 6 culori, da, a fost 15 lei. Deci paleta este cea mai scumpă. Să vedem ce știe să facă. Am emoții!
M-am apropiat de voi ca să vedem exact ce facem aici. Mie ne-am aranjat pe toate. Am fost să ud burețelul și pot să zic că este cam... foarte cauciucat și nu știu dacă vă dați seama, dar nu s-a mărit în volum prea mult. Nu e foarte bouncy, dar... Să vedem ce o să ias. O să încep cu fondul de ten. This is it. Scrie pe el Evelyn, ceva în greacă și liquid makeup. Să vedem, să vedem ce o să ias. Primer n-am găsit. Da, o să fie cam închis. Nu dau seama. Deci buretele ăsta miroase oribil. Am să vă spun de la bun început. Deci miroase oribil și absorbe tot fondul de ten, pentru că ăsta e încă ud, nu se stoarce. Da, deci nu. No fucking way. De aia e că cred că o să încerc să-l aplic cu mâna sau cu o pensulă. Pentru că eu chiar trebuie să plec după acest clip și... Da. Ok, să încercăm să-l aplicăm cu o pensulă din asta, kabuki. Nu mi-am luat și pensule din jumbo pentru că... Fondul ăsta de ten pare că ar avea ceva acoperire. Dar e foarte apus, așa. Da, deci am abandonat. Simt că mă dau cu cremă, nici de cum, cu fond de ten. Nu. Are nici măcar de... N-a acoperat nimic. E degeaba. Și bineînțeles că nu este bună culoarea. E o cremă cu puțină culoare în ea. Care se face din ce în ce mai portocaliu. Super. Deci fond de ten. Nope. Nope, nope, nope. Că nu știu dacă observați diferența. Dar eu mă uit în oglindă și văd cum mă fac din ce în ce mai portocalie la față. E ok. Bun. Să încercăm concealerul. Care e din asta așa sub formă de ruj. Sub formă stick. Well, ăsta parcă a făcut el ceva. O să fiu rebelă și să-l folosesc și pe post de bază pentru fart. M-am zis, n-am găsit pudră, deci n-am cu ce să fixez. Și nu o să trișez, nu o să folosesc o altă pudră. Ok, să vedem creionul de sprâncene. N-aveau mai multe nuanțe, asta era singura. Are și o pensulică aici în capătul capacului. Okay. Doamne, deci nu se vede pe cameră cum se vede în oglindă, dar eu încep să mă fac din ce în ce mai portocalie la față și parcă mi iese în evidență chestii pe care nu le aveam înainte, deci... Ah, ok, să vedem ce facem cu acest creion. Este foarte cremos. Îmi place treaba asta, că nu... Nu mă zgârie, nu pune prea multă presiune. Cred că we have a winner.
Dacă e bună de ceva periuța asta. Ok, deci cremul despre sprâncene este ok, e cremos, culoarea e ok, pensulica asta e cam degeaba. Dar în timp ce încercam să mai aranjez sprânceana pe aici, am observat că acest fond de ten se cojește. Deci se face efectiv coj. Eu nu o să pot să ies așa din casă. Trecem mai departe la paleta de farduri, la care nu o să folosim acești bureței, pentru că sunt degeaba. Culorile sunt ok, cu tente roze, că de-aia o și cheamă rose. Și nu o să folosesc, v-am zis, pensule la partea asta, să zicem că o să trișez, pentru că nu mi-am luat pensule din jumbo, o să folosesc pensulele mele. Să vedem dacă se va întâmpla ceva. O să încep cu această culoare, care are foarte mult fallout, dar nu e ca și cum așteptam la altceva. Culoare pe care o să o aplic în pliu. Pensula pe care o folosesc este la Morphe M441. E o pensulă pufoasă și mie îmi place să folosesc pensule din astea mari în pliu ca să difuzăm mai bine culoare. Deci, clar, prin mișcarea asta circulară nu se întâmplă nimic. Nici prin apotare nu se întâmplă nimic. Era așa drăguț dacă am fi găsit niște farduri care chiar să funcționeze. Adică, really? Dar na, era de așteptat că nu o să se întâmple nimic. Deci culoarea asta nu se vede absolut el. Mă rog, prea puțin! Oricum se vede altfel de cum arată ea aici în pen. Deci, nu. Deci tot fardul zboară așa din pensulă și de pe ochi, jur, nu rămâne nimic. Și am impresia că asta este și mai deschisă decât cealaltă. O să iau o pensulă mai mică. O să iau pe acesta, este Misa numărul 18. Ador pensulile astea! Nu pot să cred că le folosesc cu astfel de farduri. Să vedem dacă această culoare va vrea să se vadă. Cred că văd ceva! Wow! La voi se vede? Nu. Ok. Eu o să mai încerc. Cam așa arată fardul, e tot ce am reușit să scot. Am aplicat un pic și pe ploapa inferioară. Arătăm destul de nașpa. Bun, acum aș vrea să încerc norocul și să try harder, pentru că așa sunt eu, go big or go home, și să încerc unul din aceste glitere. Având în vedere că o să mă dau cu un roșu, o să folosesc unul mai potolit, și anume ăsta, pe bază white, cu diverse irizații. O să încerc să-l aplic cu o pensulă plată, asta este de la MAC 247. Să vedem dacă o stric sau nu. Și o să aplic aici pe mai mult pe centrul plapei. Wow, asta chiar se vede. Adică asta e drăguț. Acum sunt curios dacă o să se întindă peste tot sau nu. Bun, după ce am terminat fardul, absolut minunat, o să trecem la tuș. Acesta este Deep Liner by Evelyn. Și să vedem cum are pensulica. Este foarte, foarte groasă și tare. În alte circunstanțe ar trebui să ne placă acest lucru. Și cum spuneam, deja glitterul ăsta a luat-o la goană peste tot. Vezi ce trebuie să mă demachez eu înainte să plec.
În fine, să încercăm să ne facem tușul. Culoarea nu e atât de rea, adică nu e atât de fad, șters cum mă așteptam. Dar că nu înțeleg de ce fac pensulica asta atât de tare. Că nu ajută la nimic. Bun. Am și tușul gata. Am eu o vagă impresie că astea nu sunt la fel. Să testăm rimelul. După care va trebui să ne chinuim să aplicăm genepacție. Ei! Rimelul are acea pensulă care mie nu-mi place absolut deloc. Dar să vedem ce știe să facă. Da, rimelul aș vrea să spun că nu e atât de groaznic, dar... Bine, eu am gene, nu duc lipsă de gene și mă înțeleg oarecum bine cam cu orice rimel, dar... Nu arată bine deloc nimic la ochi. Chestia aia glitteroasă, am zis că e pe bază geroasă, cremoasă și s-a întins peste tot și ceea ce a făcut ca și tușul să se întindă și acum tușul meu migrează prin... toate liniile fine ale ploapelor. Deci tot ce este la ochi arată absolut dezastruos. Și va trebui să mă grăbesc pentru că trebuie să mă demachiez după aceea și să mă machiez iarăși ca un om normal ca să pot să plec și eu de acasă. Deci, mai departe la blush. Asta mă gândesc că n-ar avea ce să fie atât de rău, maxim să nu se vadă. O, da, și chiar se vede. Adică se vede... a little bit too much. Deci ar trebui să fie o nuanță de piersică, nu știu dacă vă dați seama, dar pe față e roz. E roz și are un... nu știu, are așa, e un roz dubios și am aplicat super puțin, dar zici că sunt clown, zici că am febră. Să vedem highlighterul. Pe ăsta nu l-am încercat deloc și sunt tare curioasă. Dacă face ceva. Hai că ăsta e ok, ăsta e normal. Mai ales că e un pic auriu așa. E tare drăguț. Da, în sfârșit ceva cât de cât normal. Avem rujul, nu? Da, rujul l-am luat roșu ca să știm o treabă. Și îl cheamă Silk Touch Matte Lipstick. Să vedem dacă este matte sau nu. Și e și retractabil. Să vedem. Miroase chimicale. Ca să obțin acest roșu, a trebuit să dau de vreo 4-5 ori. Culoarea este... ok, dacă ajungi să o obții, nu e atât de intens de la bun început. Are acel miros de, știți, rujurile alea verzi cu care se te dau bunicele noastre, gen era verde, te dai cu el pe buze și după câteva minute te trezeai cu buzele roz sau roșii. Niciodată nu știai care dintre ele. Era într-un ambalaj auriu și efectiv rujul, batonul era verde. Da, miroase ca alea. Fix ca alea miroase și a chimicale. Nu știu cât de mat e, încă nu cred că s-a uscat bine, am dat și foarte multe straturi, m-am zis. Dar nu se simte ok pe buze. Nu știu, mă...
mă strânge așa. Și e un pic cam prea cerat. Mie să nu rămân cu buzele pătate. Iar, după cum puteți observa, situația la ochi se înrăutățește pe minut ce trece. Plastic! Yay! Dacă mai trebuie să te întâlnesc. Un truc pe care îl folosești și la genele calitative bandă este acela să le mai îndoi aici și să mă joc un pic cu ele astfel încât să le fac mai maleabile, dar văd că cu astea mă joc, dar mă joc degeaba. Aș vrea să le măsor, să vedem dacă mi se potrivesc. Lungimea ochiului meu. Da, se potrivesc, dar doamne cât de oribile sunt! Deci lipiciul ăsta ar fi trebuit să se fi uscat până acum. Hai să vedem ce o să ne iasă. Arăt exact ca atunci când aveam 14-15 ani și am început eu să fac make-up pe mine. Tot felul de experimente. Sunt un experiment acum, un experiment eșuat, aș putea spune. Oh, doamne, nici nu pot să zic cât de gravă cred că este situația. E... I have mixed feelings. Ideea e că mă imaginez că la voi pe cameră se vede într-un fel și așa pe ansamblu, probabil că o să spuneți că arată ok-ish. Dar eu în oglindă văd adevărul adevărat și nu arată deloc ok-ish. Că îmi dau seama pe mult un viewfinder și nu se văd toate chestiile de pe față. Pare că nici măcar nu se vede diferența dintre față și gât de la fond de ten. Ok, deci sprâncenele sunt ok, creionul e ok, nu e nimic, nu știu, deranjant la el. Ba, din contră, este chiar un creion cremos, nu mă așteptam, că de obicei astea din comerț și ieftine sunt foarte, foarte dure, foarte aspre. Ăsta a fost ok. Dar e atât de cremos încât dacă fac așa, o să se ducă tot. Dar nu facem așa. Ok, rujul stă relativ bine, dar nu cred că e rezistent, să încercăm. Da, bineînțeles că nu este rezistent. Dar chiar dacă s-a luat pe mână, văd că a rămas și aici. În continuare se simte nașpa, mă strânge așa. Vine să fac așa într foarte, foarte și nici nu pot să fac. Așa că nu mi-am lecă buzele una pe cealaltă, dacă înțelegeți. Și nici nu este foarte mat. Adică mie nu mi se pare că ar fi mat. Și nu știu, îmi scoate așa, parcă îmi ridează buzele. Nu știu cum să zic, oricum. Nu se simte deloc plăcut. Mie nu-mi place. Blush-ul este groaznic. Într-un fel arată aici și pe mine arată, zici că sunt păpușă de aia rusească. Ok, genele sunt, nu mai discutăm. S-au lipit bine, da, ok. Mă rog, asta văd că a zburat de aici. Dar se vede că este plastic, adică nu chiar nu recomand. Decât să dați 6 lei pe genele astea, mai bine mai strângeți, nu știu, bani. Puneți un leu pe zi și la sfârșitul lunii o să vă luați o pereche de gene ca lume. Fardurile nu. Fardurile astea cu glitter păreau promițătoare, dar nu. Deci mi s-a întins tot, s-a făcut oribil. Tușul, cred că ar putea fi ceva de capul lui, dar dat fiind faptul că eu am folosit chestia înainte, de la ceara aia, de la fardul cu glitter, l-a făcut să se întindă așa peste tot. Doar că mă refer că ar putea fi ok tușul ca și culoare și nu știu, că e destul, adică nu e foarte transparent, e destul de opac. Am mai nimerit tușuri din astea mai ieftine care erau apuchioară. Dar pensula aia este groaznică, deci nu. Așa, ce mai avem? Fond de ten nu. Iluminatorul este cel care îmi place cel mai mult toată combinația asta. Pentru că arată bine și pe ten. Arată bine și așa, parcă nici nu miroase așa urât. Concealerul și-a făcut treaba cât l-am aplicat, dar acum am impresia că nu mai e deloc. Și în niciun caz nu are vreo rezistență ca bază pentru fard. Da. Overall, părerea mea este că decât să dați banii pe chestiile astea pentru că sunt ieftine și atrag,
mai bine strângeți bănuți mai mult timp și vă luați niște produse calitative, pentru că există atât de multe produse care sunt de o calitate bună la un preț super decent, decât să dați bani puțin, nu știu, 12 lei pe un fond de ten și după aia să dați, nu știu, milioane la dermatolog pentru că o să vă apară chestii pe față. Eu de-abia aștept să mă demachez ca să nu pățesc ceva. Deci da, într-adevăr. Hai să zicem, dacă vreți să vă luați acest highlighter pentru că e drăguț și costă doar 5 lei, 7 lei cât a fost, să zicem că ați putea face o chestie de genul ăsta, dar mi-aș dori să nu existe persoane care chiar sunt consumatoare de astfel de produse, pentru că eu nu le recomand, nu-mi plac, nu mi se par ok, ingredientele astea, nu știu ce să zic despre ele și oricum, pe chestia asta poți să scrii ce vrei tu, că nu știu dacă cineva gives a shit. Anyway... Așadar, strângem bănuți și ne luăm produse bune. Urmează să fac videouri cu produse ieftine, dar care sunt bune și în care putem avea încredere. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un thumbs up, poate și un share, să râdă și ceilalți de mine, să vadă și ceilalți că eu vă respect dorințele, ba chiar este poruncă pentru mine dorința voastră și că fac toate tâmpenile în materie de make-up. Așa că dacă mai aveți idei sau challenge-uri, le aștept în comentarii și o să mă resemnez, o să le pun în practică. Nu uitați că ne vedem pe Instagram, dați-mi follow acolo, acolo este cel mai important, acolo postez cel mai des și fac multe story-uri. Ne vedem de asemenea și pe Facebook și până data viitoare, m-am pupat! Mua!